Seară faină, prieteni! Ce mai faceți voi? Cum sunteți? Cum o mai duceți? Care e situația cu iepurașii? Pe la voi? O să fac un clip scurt în seara asta, să facem o retrospectivă asupra întregului meu efectiv. V-am spus că o să împărtășesc cu voi absolut toate lucrurile și bune și rele. În prezent, cu micul mare, am 90 de pui, gri, grifier și negri, în 15 cuiburi împărțiți. După părerea mea, este cel mai prolific an de când cresc eu iepuri, este cel mai bun an cu privire la numărul de pui. Nici o îmbolnăvire până acum, unii se apropie de 2 luni jumate, imediat au 2 luni jumate, nici o îmbolnăvire, nici unul umflat sau ceva de genul. Afară este destul de rece. I-am hrănit cu Babona cu coccidiostatic, le-am luat și coccifor de la Babona cu coccidiostatic. Se pare că a dat rezultat. Sunt foarte bucuros până în prezent. Am avut și destul de multe pierderi. După cum știți, femeia cea mare care m-a dus-o de la Blaj, din păcate la primul cuib, o pui care nu i-a crescut deloc. Ieri a fătat 12 pui, aceeași procedură, nu este mamă bună deloc, a fost ultima ei șansă, o să mănânce bine câteva zile și o să fie tăiată. Am avut rateu la femela neagră de la Giova, 15 pui, negru cu negru, s-au dus tot și ăia. Și am mai avut un rateu la femela mea neagră, 9 puișori. Deci 15 cu 9, 24, cu 12, 36 și cu 8, 44 de pui, dintre care, de la asta mare, mare, din cei 12 de ieri, 3 puișori am pus la femela grifier de la Giova, care o am de anul trecut, ea a fătat 5 și am mai pus 3 astăzi. Le-am făcut un mic semn cu un punctușor de tuș pe ureche, pe vârful urechii. Le-am făcut cu un ac de seringă nou un punctuleț. 3 sunt acolo și încă 4-5 am pus la doică, care mi-a fătat astăzi aia albă. Din păcate nu s-a smuls, am avut eu niște puf. L-am plasat acolo frumos într-un colț. Am luat doica, am pus-o un pic pe pui. Au sub pui, să vedem acum mâine dimineață dacă îi găsesc alăptați sau împrăștiați morți. Cum i-o fi noroc. Deci cam 35-40 de pui pierduți și vreo 90 în viață. Este mai mult decât mă puteam aștepta, mai mult decât mulțumitor. Fără să jignesc pe nimeni și fără să se simtă cineva lezat din apropiații mei pe care eu îi cunosc. Am aflat și eu, pentru că se vorbește mult prin țară, când de unul, când de altul. Sunt destul de mulți contestatari ai mei care nu mă suportă, care vorbesc cu râpe la spate, care probabil sunt ranchiunoși, au și un pic de invidie, abar nu am de ce, pentru că eu muncesc cu suflet și mă dăruiesc pentru iepurași, stau zi și noapte aici cu ei. Le transmit și lor să aibă cuiburi bune și multă sănătate și să vorbească în continuare, atâta timp cât îți viu, să vorbească cât de mult pe la spate, că nu mă interesează, atâta timp cât am cuiburile pline, adăpostul plin, afară plin, înseamnă că ceea ce fac eu este bine, prieteni, nu este așa cum zic unii pe la spate, că se uită 2-3 copii la canalul meu de YouTube și restul crescătorilor râd de mine, din contră. Suntem crescători destul de cunoscuți și destul de buni, care au nevoie de o a doua părere, au nevoie de un sfat, au nevoie de o consfătuire. Nu dau nume, sunt crescători foarte, foarte cunoscuți cu care am colaborat de-a lungul timpului și care au apelat la cunoștințele mele, mai mult sau mai puțin oficiale, pentru că nu sunt specializat în acest domeniu, dar din dragoste pentru animale și din ideea de a nu face ceva greșit și a nu pierde
din pui și din efectiv. Am studiat foarte mult ani în șir și se pare că tot ceea ce am învățat se regăsește aici în cuști, prieteni, se regăsește aici în boxe, grămezile de puișori, animale sănătoase, cu siguranță de cursul anilor am mai dat iepurași prin țară, prin toate zonele, prin străinătate. Sunt foarte sigur că nu toți iepurașii au trăit, au mai și murit dintre ei, este ceva normal. Cuiva i-a murit masculul după 2 luni, cuiva i-a murit după 6 luni, nu știu ce se întâmplă acolo, nu mai e vina mea. Animalele au plecat sănătoase, au montat, au scos pui, după care s-au pierdut, asta este altceva. Ceea ce mă bucură foarte mult este faptul că 90% din cei 99%, aș putea să zic, din cei care au luat animăluțe de la mine, au avut reușite, animalele sunt bune. Este o masculă a Târgoviște la Adrian, la prietenul meu, de 10,5 kg. Eu n-am așa ceva la ora asta, este frate de cuipu, este frate de tată, de fapt, nu de cuipu, cei arbitrați de noiembrie, să-i trăiască. Avem o femeluță frumoasă la Oradea, la un domn mai în vârstă, foarte inteligent și foarte bun cunoscător la iepuri, un om cu o calitate umană deosebită, care la vârsta lui, 70 de ani trecuți, crește iepuri cu pasiune și vorbește foarte frumos și deschis. 9,5 kg, la fel. Deci sunt iepuri buni dați în țară, chiar și la Florin, cel care a luat 98 în Ungaria. Am o femelă bună care a dat niște pui foarte, foarte buni și mă bucur. Și uite așa mai departe, prieteni, chiar zilele astea am dat 2-3 puișori celor care au insistat, fără niciun fel de problemă. Dacă se întâmplă ceva și cu masculul cel care a murit, eu o să-i fac cadou omului un pui, cu siguranță, ieșit din necaz la 3 luni jumate, 4, pentru a-mi liniști mie sufletul, cu toate că n-a fost vina mea. I-a murit după câteva luni și după ce a obținut pui din el, o să primească un pui cadou, pentru că așa este frumos. Mai departe, canalul meu de YouTube o să meargă în continuare. Deci nu fac acest clip sub formă de răzbunare, nu fac acest clip să scot în evidență mare lucru. Efectiv am simțit să spun aceste lucruri și le spun public, pentru că eu mereu fac asta public. Cele bune, cele rele, să fie cunoscute. Asta înseamnă transparență, asta înseamnă să fii crescător, asta înseamnă să fii un om sincer. Am și eu păcatele mele, sunt slobo la gură, mai înjur câteodată, mai fac și eu lucruri rele, că nu sunt sfânt. Dar cine nu păcătuiește, înseamnă că nu-i de pe pământ. Așadar, prieteni, încheiem cu această idee. Le doresc multă sănătate prietenilor și celor care sunt mai puțin prieteni. Să le dea Dumnezeu și lor atât de multe cuiburi câte am eu. Să dea Dumnezeu să fie bine, să auzim de bine. Începând de astăzi, canalul Nicolae Popleocean are 13.600 de abonați. La 15.000 punct o să plece unul dintre acești puișori. Din nou cadou, se lansează un nou concurs. Mascul, femelă, ce avem? Se pare că sunt mai multe femele anul ăsta. Poate dăm o femelă, data trecută am dat mascul. Abonați-vă, dați un like, scrieți particip. O să procedez exact la fel. Se face o extragere și norocos o să câștige acea femeluță. Data trecută masculul a fost câștigat de un copilaș de foarte departe, l-a refuzat. Cu acordul lui l-am dat altui copilaș de 12 ani din județul Sibiu, care și l-a dorit foarte mult. Deci nu o să rămână niciun animal nepredat. Am făcut mai multe concursuri, de fiecare dată mi-am onorat promisiunea și iepurașii au plecat. Prieteni, vă las cu bine, vă doresc o seară plăcută tuturor, multă sănătate în boxe și multă sănătate și vouă, Doamne ajută!